Bună seara, stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune Agenda Publică. În această seară vom încerca să dezbatem cele mai fierbinți subiecte ale săptămânii și, bineînțeles, ale acestei zile. Pentru acest lucru i-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Ciprian, pe domnul Mircea Ciocan Maior, analist politic. Bine ați venit în platoul Informația TV. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și pe domnul Ciprian Costea, prim vicepreședinte al Organizației Municipale PNL și președinte al Patronatului Național Român, filiala Satu Mare. Bine ați revenit! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună seara tuturor! Pentru început o să citesc câteva titluri din presa locală și națională, după cum ați putut vedea. Informația zilei face o analiză a prețului porcului de Crăciun în această perioadă. Cel puțin cu 50% au crescut prețurile față de anul trecut. Sigur că depinde de la caz la caz. Anul trecut se puteau cumpăra și cu 10 lei, în acest an mai puțin de 14 lei, nici vorbă. Între 14 și 16 lei este prețul porcului de Crăciun, care poate fi cumpărat din județul Satu Mare. Anunțurile sunt foarte multe și în Informația zilei cu vânzările de porci. Proprietarii de porci pun la dispoziția orașenilor paie pentru a aranja porcul bine înainte de a fi adus pe masă, de a se face cârnaț din el. Pune la dispoziția orașenilor toate instrumentele necesare într-o gospodărie. Ministrul Finanțelor promite pentru 2023 un volum istoric de investiții. Vom discuta în această emisiune și despre bugetul preconizat al guvernului PNL-PSD-UDMR. Austria se opune în mod oficial aderării României la Schengen. Este știrea zilei. În acest moment și cancelarul austriac încearcă să explice de ce Austria se opune aderării României la spațiul Schengen. Vom discuta în această emisiune și despre ședința de mâine, foarte importantă în Comisia Europeană. La Dorolț, un bărbat lovit mortal pe trecerea de pietoni, cost tot mai mare la stațiile de carburanți din Ungaria. Pe de altă parte, astăzi, guvernul maghiar a decis să nu mai să ridice plafonarea prețului la carburanți, pentru că oamenii au început să înjure și erau la un pas de grevă. 146.000 de elevi și 20.000 de profesori nu au dispozitive digitale. Printre aceștia se află și elevi și profesori din județul Satu Mare. Puteți vedea în pagina de educație de astăzi. Peste 200 de floretiști la Cupa 1 decembrie la Satu Mare. Și poliția atrage atenția că jocul cu petardele poate duce la închisoare. Un material de pe pagina socială 6. Jurnalul Național, zeița anticorupție supărată pe Varșovia pentru că nu colaborează cu EPO, Căveșii în plină campanie de imagine, cum vrea să intre în război cu Putin. Pariurile și jocurile de noroc trimise după țigări, publicitatea interzisă. Este vorba de un proiect de lege care a ajuns deja pe masa senatorilor. E un proiect de lege la care deputatul sătmărean PNL Adrian Cosma se află printre inițiatori. Este vorba de faptul că ar trebui interzise publicitatea la jocurile de noroc, la pariuri, la pariurile sportive în special. Să vedem dacă Parlamentul va și adopta acest proiect de lege. Adevărul, războiul se schimbă chiar sub ochii noștri. Cât de pregătită e România să-i facă față? Game of Drones, nu Game of Thrones, da? E vorba de un război care a început cu tancurile rusești, încălcând granițele Ucrainei, și are acum o dimensiune mai modernă. Soldații urmăresc câmpul de luptă de pe un mic monitor prin satelit, în timp ce drona lor de mărimea Palmei plutește în aer. Cu sute de drone de recunoaștere și de atac care zboară zilnic deasupra Ucrainei, lupta care a început ca o acaparare de teritorii s-a transformat într-o confruntare de eră digitală pentru superioritate tehnologică pe cer. Informația zilei de mâine vorbește de situația de la vama cu Ucraina, de la vama Halmeu, unde grănicerii și vameșii cer în continuare tradiția de 50 de lei. Ei cer această tradiție tuturor, și dacă vin camioane, și dacă intră în Ucraina camioane cu ajutoare, și dacă vin din Ucraina camioane încărcate cu cereale. În timp ce președintele Zelenski cere tuturor europenilor să facă culoar pentru transportul de
cereale, iată că chiar la granița Ucrainei se oprește acest transport. Sunt transportatori, de pildă, care stau cu zilele, câte 6 zile așteaptă să treacă granița, pentru că vameșii și grănicerii lucrează foarte încet sau se odihnesc sau, mă rog, își caută altă treabă, orice altă treabă în afară de a permite camioanelor de cereale să iasă din Ucraina. E un lucru care noi românii îl înțelegem mai greu. Adică noi încercăm să-i ajutăm pe ucraineni și ei își fac singur, își bagă singuri bețe roate. În pagina 4 prezentăm poziția Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș cu privire la intenția de a retroceda ortodoxilor Biserica Mănăstirii Bixad. S-au făcut foarte multe presiuni asupra acestui loc de închinare. În fine, Episcopia Greco-Catolică de Maramureș atrage atenția că printr-o ordonanță de urgență, printr-o hotărâre, Biserica Mănăstirii Bixad ar putea ajunge în mâna ortodoxilor. Asta după ce, sigur, în 48, dacă bine știți, greco-catolicii au fost interziși. Pe de altă parte, cu 250 de ani înainte, greco-catolicii au stat acolo, la Bixad, și în mod normal își cer drepturile și acum, după 30 de ani de la Revoluție. Un tânăr beat și fără permis a intrat cu mașina în gard. S-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri, într-o localitate din județul Satu Mare, puteți afla citind informația zilei. Și după cum am spus, Ungaria a renunțat la plafonarea prețului combustibilului pentru că nu mai era practic pe piață, nu se mai găsea benzină. La un moment dat, benzinarii dădeau chiar și 2 litri de benzină celor care stăteau la coadă. Da, așadar, aceste știri și altele le puteți afla citind informația zilei. Noi să revenim la problema numărul 1 din România, din Uniunea Europeană. Mâine este Consiliul Jai, care se cheamă Consiliul Justiție și Afaceri Interne, da? Care va stabili dacă România, Bulgaria, Croația vor intra în spațiul Schengen. Se discută despre separarea României de Bulgaria. Croația are cele mai mari șanse să fie admisă în spațiul Schengen. Bulgaria cele mai mici șanse și undeva România pe la mijloc. Deocamdată am scăpat de opoziția Olandei. Urmează să vedem dacă Austria va renunța la votul, la dreptul de veto, sau dacă va fi de acord cu aderarea României sau nu la... De ce Austria? De ce acum Austria? Am scăpat de Olanda, acum avem Austria în spate. Mie îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici dintr-o chestiune strict tehnică, pentru că practic aderarea unui stat la spațiul Schengen e o chestiune strict tehnică. A ajuns un subiect de negociere și pare să că s-a ajuns până la o negociere economică. Statul austriac are anumite interese economice în România, chiar foarte mari. Să nu uităm că există în România companii mari din Austria care lucrează aici de foarte mult timp. Cum ar fi Schweinhofer, da? Cum ar fi OMV-ul, de exemplu. Da. Să nu uităm de faptul că ne aflăm pe ultima 100 de metri cu legea offshore. Sunt niște chestiuni sensibile. Practic, statul austriac își joacă cărțile, negociază, dar, din păcate, cum am mai spus-o, chestiunea aderării României la spațiul Schengen e o chestiune strict tehnică. Eu zic că, în primul rând, trebuie să fim fericiți că suntem pe ordinea de zi la Consiliul Jai din cadrul Parlamentului European. Am fost cât pe aici să nu fim incluși pe ordinea de zi. N-am înțeles de ce aderarea României la Schengen este la pachet cu Bulgaria. Există, probabil, Austria se va abține la vot. În aceste condiții se va stabili o nouă dată la care se va reinclude pe ordinea de zi Jai aderarea României la Schengen. Probabil că se va discuta și această variantă
dat fiind faptul că guvernul olandez susține aderarea României și nu a Bulgariei. E posibil ca la viitorul Consiliu Jai să fie tratat individual problema aderării fiecărui stat membru. Probabil va rămâne Bulgaria și România. Croația, din câte am înțeles eu, nu are niciun fel de problemă, deși din punct de vedere strategic, nu sunt specialist în domeniu, dar dacă discutăm motivul invocat de către Austria, cum că România nu este un stat pregătit să înfrunte fenomenul migrației sau să oprească fenomenul migrației la frontierele Schengen, să nu uităm că un posibil culoar este chiar Croația, fiind un stat la mare. Tocmai discutam înainte de emisiune că am fost într-un city break în Napoli, unde am văzut foarte mulți migranți. Da. Era clar că sunt migranți pentru că făceau foc în mijlocul străzii, dormeau pe cartoane. Eu sunt și ei n-au venit prin România. Eu sunt fer convins că și Napoli are port. Da. Deci e la mare. 100% cei migranți n-au venit prin România. Și vorbim de Italia, vorbim de un stat Schengen, fondator, din câte știu eu, da, care nu a rezolvat problema asta. Un stat care nu a rezolvat 100% această problemă a migrației. Iar din păi câte... se spune că și în centrul Parisului nu mai sunt parizieni. Centrul Parisului că mai nu mai e locuit de parizieni. Austria are o problemă cu o problemă de consideră că România are o problemă de securitate. Condițiile în care tu consideri că statul român are o problemă de securitate, nu vii să investești atât de mult într-un stat care are probleme. Pe de altă parte, să nu uităm că între Austria și România mai există un stat, Ungaria, care în momentul de față este un stat Schengen. Frontiera externă Schengen în momentul de față este păzită în egală măsură de poliția de frontieră română și de poliția maghiară. Dacă românii nu-și fac treaba, înseamnă că probabil nici maghiarii nu-și fac treaba. Clar. Totuși, vorbim de un stat Schengen. Deci, argumentele lor, din punctul meu de vedere, nu stau în picioare. Dat fiind faptul că nu stau în picioare, consider că în spatele acestui refuz stau niște probleme strict economice. Dar este trist că se pierd valorile europene și ajungem de la o chestiune pur tehnică să negociem ca la piață. Dacă facem un exercițiu de imaginație, ca și cum colegul meu de platou mi-ar cere un favor ca să-mi îndeplinesc atribuțiile de serviciu, iar eu aș condiționa acest favor prin obținerea unor foloase. Cum s-ar numi lucrul ăsta în România? Infracțiune. Ar fi o infracțiune cu dentă de corupție. Ei, la nivel de state, se pare că acest lucru se poate face. Da, mergem pe lobby, da? Acum, noi ne-am prea obișnuit așa, să-l numim lobby atunci când considerăm că ar fi bine să-l numim lobby. Dar, încă o dată, e o chestiune strict tehnică. Dacă era o chestiune care ținea de, nu știu, stabilitate economică, de alte chestiuni care puteau fi discutate, dar e o chestiune strict tehnică legată de capacitatea statului respectiv de a asigura paza frontierei externe a spațiului Schengen. Asta e. Da. Domnule Costea, cum priviți dumneavoastră această problemă? Ca un joc politic pervers din partea Austriei, care în urmă cu câteva minute prin vocea cancelarului au anunțat că vor solicita un nou calendar până în primăvara viitoare. Un interval de timp care lor le lasă timp pentru negocierile lor politice perverse pe care austriecii le au în acest moment la nivel european. Și atenție la ce spun. România este o victimă colaterală alături de Bulgaria în acest joc politic pervers. Să se uite la mine toți prietenii mei austrieci, pe care guvernul Austriei îl duce, pentru că interesele putiniste ale statului austriac se pare că nu rezistă să iasă la iveală. Austria are de gând să negocieze chestii mult mai ample decât ar putea negocia cu România.
Să nu uităm că Austria este un stat care în istorie a avut gena imperialismului în sânge. Și în momentul de față, nefiind una din marile puteri decidente ale Europei, intră într-un joc politic pervers pentru ca să-și atingă niște obiective prin șantaj politic european. Aici nu are legătură apartenența politică, ci virusul putinist care este prezent în Viena din foarte multe puncte de vedere. Alături de posibile dorințe economice pe care le-ar avea cu România, se poate observa clar că austriecii au tăcut până în ultima clipă, când au constatat o anumită orientare a blocului comunitar. Și atunci, văzând orientarea blocului comunitar, intră la un șantaj global, inclusiv asupra unor țări cum sunt Franța, Germania, fără o anumită ordine a puterii economice, dar pentru a-și negocia interesele pe care ele consideră prioritare pentru statul lor, modul acesta pervers, în schimb, îi descalifică și, din perspectiva statului român, va trebui o reacție nici de cum coafată și cu mânuși, ci dură. O reacție care să implice inclusiv chemarea ambasadorului Austriei pe linie diplomatică pentru ca să-i se transmită niște mesaje, discuții despre ce fac unele companii de ale lor prin România și prin Europa. Și în al treilea rând, dacă se va materializa acest fapt care a fost declarat în urmă cu câteva minute de către cancelarul austriac, să refuzăm orice negociere cu statul austriac pentru că noi nu avem ce să negociem. Mai bine mai stăm un an în afara Schengenului decât să negociem cu un stat care practică politică perversă. Ca să nu-i spun, dați-mi voi doar să termin, să nu-i spun curvăsărai de stat dus la rang înalt. Ar fi o negociere în genunchi, nu? Păi eu spun că nu este cazul nici măcar de negociat. Da. Dacă tot ridicăm statul de drept și criterii elegante de altfel și nobile în Uniunea Europeană la nivel înalt, pe atunci să spunem că dacă este vorba de criterii tehnice, nu intrăm în negocieri politice ca să negociem ce? Că le-am atins de nu știu câți ani? Îmi permit să fiu atât de dur pentru că ei trebuie să înțeleagă că ăsta este mesajul. Mesajul societății românești. Acum nu dau un mesaj politic, ci un mesaj de cetățean al acestei țări care înțelege niște mecanisme și care știe foarte clar că statul austriac a devenit pervers în acest moment și este în afara eleganței europene. Dar, repet, reacția statului român prin liderii noștri trebuie să fie pe măsură, necoafată, fără mânuși și fără nicio negociere cu statul austriac. Cu toți ceilalți negociem, dar nu cu ei, în condițiile în care astăzi ei se comportă așa. Suntem de acord că n-am fost perfect la început. Toată lumea o știe. Dar am evoluat și noi știm că astăzi nu reprezentăm un risc, cum ei pueril spun că am fi pe rute ale migrației, în mod eronat, nu reprezentăm un risc, ci dimpotrivă un pilon de stabilitate. Pilon de stabilitate pentru că rutele acestea au fost foarte bine duse în confuzia dezbaterii publice. Au inventat o rută a Balcanilor de Est, unde au inclus la bloc Bulgaria și România. România, o rută care nu prea există. În schimb, este consacrată ruta Balcanilor de Vest, pe unde o altă țară elegantă și frumoasă și iubită de turiști austrieci, Croația, se află pe ruta respectivă, pe zona geografică respectivă. Și iată că se pare că uneori condițiile tehnice, criteriile îndeplinite din toate punctele de vedere nu sunt suficiente
ca să asistăm la un joc politic pervers european dus de către statul austriac. Nu accept ca și cetățean al Uniunii Europene, pentru că noi suntem și cetățeni ai Uniunii Europene, o astfel de atitudine din partea unui stat care spune că are interese în România, la un moment dat a avut interese foarte mari să intre în domenii cum sunt domeniul energiei, domeniul bancar, domeniul asigurărilor și dați-mi voie domeniul exploatării și lemnului, hai să spunem prelucrării lemnului, da, care ar putea fi dezvoltate. Au avut interese mari. Păi dacă ei consideră România atât de nepregătită, mă întreb cum de au avut ei astfel de interese în România și acum noi nu mai suntem buni de nimic. Deci, refuz ca și cetățean al României și ca și cetățean european orice plecăciune în fața Austriei, dacă se va materializa treaba asta. Dar, repet, noi astăzi suntem în niște premise de discuții și declara oricine poate declara politic orice. Dar și la o declarație politică trebuie răspuns pe măsură. Și ca atare eu îmi permit ca cetățean al României să transmit un mesaj prin care să încurajez cetățenii din această țară și colegii mei din mediul politic să adoptăm o atitudine foarte fermă față de colegii austrieci din Uniunea Europeană. Pe plan militar, dați-mi voie să mai fac o paranteză, pentru că lumea uită un pic de subiectul acesta. Austria nu este o țară membră NATO și ei se declară neutri militar. Poate că și această neutralitate este doar declarativă. Și sunt convins că acolo unde trebuie există informații mai complexe și complete, dar care nu sunt publice, despre comportamentul acestei țări în anumite contexte geopolitice, despre care toată lumea poate să înțeleagă dacă intrăm într-o analiză mai aprofundată câte ceva. Nu voi accepta acest compromis și sunt extrem de bucuros că în acest ambient în care eu sunt mai revoltat, avem un președinte de partid național liberal și un premier care este cumpătat și reușește să ne îndemne, inclusiv pe cei din mediul politic românesc, la echilibru. Noi nu avem între noi ce să ne certăm astăzi și aviz PSD-știlor că le place uneori să arunce niște mingi la fileu. Nu este cazul de a spune că Partidul Popular European are o problemă internă și că acolo trebuie negociate. Noi negociem și discutăm în numele statului român, din care și dânsii fac parte în actuala guvernare. Ca atare nu venim să vorbim, să aruncăm mingi la fileu. Noi românii, cu toții, trebuie să fim foarte, foarte bine echilibrați în abordarea noastră, dar ca cetățeni și ca stat, noi nu va trebui să intrăm în niște negocieri absurde cu statul austriac. Ba mai mult, repet, în condițiile în care ei vor avea o atitudine vizibil, penibilă, în raport cu blocul comunitar, să refuzăm orice negocieri pe care le-ar propune pentru a-și atinge actualele interese. Pe termen lung, doar discutăm cu oricine, dar odată și odată, cu tot respectul față de statul austriac, unde și foarte mulți români locuiesc, dar nu sunt buni de a fi și ei membri Schengen, se pare, și cu tot respectul față de acest stat, nu o să stăm plecați în fața austriecilor și eu voi refuza să le spun să rămână. Voi da mâna bărbătește cu ei atunci când și ei vor face o atitudine de respect față de români, față de România, față de progresele pe care această țară le-a avut, mai ales de când suntem membri în comunitatea europeană. Ai, sunt într-o situație destul de sensibilă și au trecut de limita penibilului, pentru că practic atunci când discutăm de un vot în Parlamentul European, când discutăm de undă verde din partea Comisiei Europene, să te împotmolești în Consiliul JAI cu
un argument care nu stă în picioare, ca singur stat, pentru că problema Olandei se pare că s-a soluționat, e o chestiune destul de sensibilă și pune cumva deoparte. Problema mare este că aceste reacții, fără niciun fel de bază, fără niciun fel de argumentare, destabilizează foarte mult ideea europeană. De Uniune. De Uniune, da. Europeană. Din păcate, Uniunea Europeană trece prin momente grele. Suntem într-o criză energetică, nu a mai fost de mult. Avem o Ucraina care este în război, un furnizor principal de cereale pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost într-o situație confortabilă, având energie la un preț destul de bun. Acum suntem într-o situație mai specială, să zic așa. Și în ciuda acestor lucruri, se pare că toate statele membre, până la urmă, au rămas cumva, au vorbit aceeași limbă, cu ghilimele de rigoare. Da. Mesajul a fost unul comun, dar se pare că cu aceste ieșiri a Austriei acum, cu alte ieșiri ale, n-aș spune ale Ungariei, spune ale premierului Orban, la fel, astea sunt niște semne care îndepărtează practic sau diluează, să zic așa, ideea europeană. Probabil că și Austria va ajunge într-un punct, într-un moment în care vor conștientiza că, neavând argumente, nu mai au ce să facă, dar, în schimb, într-adevăr, acum eu văd o abținere din partea lor. E posibil să se abțină și Olanda pe chestiuni legate de Bulgaria. Și atunci probabil că aderarea României la spațiul Schengen va fi ușor amânată. Dar eu sunt convins că anul viitor România va fi stat Schengen. Deși nu credeam că e o miză atât de puternică, mai ales că vorbim acum de o întărire a statului român, stat membru NATO, nu prea există premizele necesare apariției unui culoar al migrației prin România. Și totuși ăsta este argumentul luat în brațe de către austrieci. Mie mi-ar place să văd domnul Costea prezent în studio azi cu noi. Chiar mi-a plăcut poziția dumneavoastră. Mi-ar place să transmiteți mesajul mai departe conducerii partidului, care probabil că au și acest rol de negociere și o poziție fermă a României, totodată echilibrată, ar fi de bun augur. În schimb, chiar mă uitam să văd și eu care sunt reacțiile apropo de această chestiune cu Austria. Există această tendință de a ne uita brusc, subit și instantaneu către companii austriece din România, mari companii austriece, și ne gândim cum le-am putea fauta, să zic așa, ca să ne răzbunăm și noi pe această decizie. E, aici, noi românii nu mai cumpărăm benzină, dacă cam vine, dacă de la... chestiunea asta vine din societate, e o chestiune care nu poate fi controlată și nu poate fi acuzat guvernul până la urmă de ea. În schimb, trebuie să fim în continuare atenți la ceea ce declarăm și ceea ce discutăm, pentru că să nu intrăm în capcana sau să nu intrăm în aceeași cocină în care este și Austria acum. Din păcate, probabil ei au această sau aplică această negociere în forță datorită faptului că la un moment dat, atunci când au început să vină în România și să investească puternic în România, poziția României era una mai de ghiocel, să zic așa, și probabil le-am permis la momentul respectiv și le-am creat toate condițiile ca ei să investească sume relativ mici pe obținând profituri uriașe din România. Chiar
Și fiind scutite de unele taxe în dauna investitorilor români. Exact. Aici toate guvernele pe ideea asta au mers. Dacă stăm să ne uităm într-adevăr la... Hai să vină să ajutăm, să-i mângâiem un pic pe crește, să-i lăsăm să facă bani aici, ca să avem noi locuri de muncă. Exact. E un articol care l-am citit, de asta o spuneam, cu legea offshore-ului, dreptul de preempțiune, o problemă, din câte am înțeles eu, pentru compania, nu știu, pot să-i spun numele, OMV. Și chiar mi-a plăcut, adică, practic, reacția Austriei privind aderarea noastră la Schengen a venit din ceea ce am citit în articolul respectiv, a doua sau a treia zi după ce reprezentanții companiei s-au întâlnit cu președintele României. O chestiune lăudabilă, înseamnă că nu au ieșit prea fericiți de acolo, deci înseamnă că România își menține cumva poziția și își apără interesele, mai ales în aceste momente în care energia este vitală, se pare, pentru orice stat membru. Rămâne de văzut cum se va soluționa această problemă. Eu consider că România a făcut niște pași mult prea importanți pentru a fi ignorată, iar această aderare la spațiul Schengen e o chestiune de timp. Este o chestiune de timp, dar timpul acesta poate să fie practic, mâine. Nu se mai poate discuta că, în... Astăzi au fost niște declarații. Da. Păi cum să nu? Se poate mâine... Se mai poate discuta în 12-14 la următoarea întâlnire. Absolut. Care va fi a Consiliului, unde România va fi reprezentată de către președinte, deci nu este jaiul care va fi mâine Justiția și Afacerile Interne, urmează Consiliul European la mijlocul lunii decembrie, unde se poate repune pe tapet. Cert este că votul trebuie să fie solicitat a se realiza mâine în mod obligatoriu pentru ca să se vadă clar poziția Austriei. Sau în fine, cine știe, poate și altora, dar asta este, e important să clarificăm niște ape. Și trebuie să se insiste foarte clar pentru ca mâine să se dea un vot pro sau contra, rămâne de văzut. Dar penibilul politicii Austriei în această speță este, repet, dus la nivel maxim, tocmai pentru că ei au tăcut până în ultima secundă, când s-a conturat o unitate și o majoritate evident europeană, ei sunt singura excepție. Din acest motiv îmi permit să declar că nu au ei doar cu România interes să negocieze, interesul lor este mai amplu și profitând de susținerea pe care țările candidate o au în acest moment, ei se vor opune tocmai pentru ca să negocieze cu niște mari puteri europene și alte spețe care au intenția să le negocieze. Cine știe, vreun mesaj de pace din partea lui Vladimir Putin, că tot le place să intre în joc, economic cel puțin, cu cei care sunt agresorii lumii în ziua de astăzi. Repet, poziție demnă, unitate națională și renunțarea la orice negociere cu statul austriac până își vor clarifica poziția în conformitate cu noile realități ale României și noile realități geopolitice. Pe de altă parte, o grămadă de parlamentari, o grămadă de oameni politici din România au dat fuga la Bruxelles să negocieze cu Austria. Nu la Viena, bine. Ci la Bruxelles. Păi da, pentru că și la Bruxelles și noi avem reprezentanți și atunci este logic să se negocieze și la Bruxelles. Da. Ceea jaiul acesta este o instituție a Uniunii Europene. Da. Și discută partea de Schengen. Da. Știți că Austria a mai jucat cartea asta? Înainte cu... Noi am aderat în 2007. În 2006, când eram pe ultima sută de metri, am fost la un pas să se reintroducă vizele pentru Austria. Ei invocau la momentul respectiv o problemă cu cerșetorii minori, care erau un număr foarte mare în orașele mari. România a reacționat la momentul respectiv, a fost o comisie care s-a deplasat în Austria cu soluții, inclusiv cu aducerea, repatrierea celor minori în țară. Ei nu sunt străini, ei joacă foarte dur și
exact lucrul ăsta care îl fac acum cu aderarea României la Schengen, au încercat să-l facă înaintea aderării României. Povestea cu lebedele, nu? Asta e o problemă, mă rog, mi-a povestit tata, el a fost în acea comisie și avea o problemă cu minorii cerșetori, care erau un număr foarte mare. Statul român a venit cu o soluție. Fraților, noi venim cu autocarele, voi îi adunați în 2-3 centre și îi repatriem, îi aducem acasă, la familie, că mulți dintre ei, majoritatea, aveau familiile în țară. Statul austriac s-a opus. De ce? Pentru că legislația lor nu permitea să-i rețină nici măcar pentru o oră. Ei trebuiau adunați în anumite centre, după ce adunau în acele centre, nu cu crucea roșie împreună, autobuzul, nu poți să iei pe rând de pe stradă. Ei aduna acolo și, și legislația lor nu a permis lucrul ăsta. Mă rog, până la urmă s-a găsit o soluție de mijloc, au renunțat la această pedeapsă, să-i spun așa, biciuitoare la momentul respectiv, înainte cu un an de aderare, să ne introducă Austria viza. Era o chestiune foarte gravă, o chestiune de imagine pentru România. Până la urmă au renunțat la ea, dar am fost amenințați și la momentul respectiv de către austrieci. Exact așa cum suntem și acum. Nu este o amenințare, este o negociere politică într-o speță unde n-ar fi nevoie de negociere politică. Da. România îndeplinește absolut toate criteriile tehnice și nu de azi de ieri, ci de o bună parte. Aceste argumente penibile pe care le scoate statul austriac în actuala negociere pe care ei vor să, dar nu știu ce vor să negocieze, în fine, cum că ar fi o problemă migrația, da, știm cu toții că pentru anumite state migrația reprezintă o problemă și este într-adevăr o problemă, dar să nu ne bage pe noi într-o speță care nu ține de România, adică ne bagă într-o oală unde nu avem nicio contribuție. De data asta România are dreptate, realitățile, repet, s-au schimbat și cele românești și cele geopolitice, și statul austriac trebuie să înțeleagă faptul că dacă ei au atât de mari interese economice în România, înseamnă că România este un stat demn să aibă acele investiții pe care ei le au aici. Nu este o țară de mâna a treia, cum ei vor să ne facă astăzi să ne simțim și cum eu nu voi permite liderilor politici să se comporte, pentru că noi, repet, va trebui să fim în fața celor din Austria exact de pe aceeași poziție. S-a terminat, domnilor, cu imperialismul austro-ungar, domnilor de la Viena. Și dacă stăm să vedem din punct și ne uităm puțin la harta României, din punct de vedere geografic, avem odată partea, frontiera cu Ucraina, care cred că nu are rost să spun cât e de securizată, dat fiind faptul că vorbim de vecinătatea cu un stat care se află într-un conflict. Avem frontiera cu Moldova, care la fel e o zonă destul de securizată. Avem ieșire la Marea Neagră, cred că ăla ar fi singurul punct sensibil, și avem frontieră cu Bulgaria, care la pachet va adera în Schengen odată cu România. Ne mai rămâne ce? Ne rămâne Serbia? Păi să mă ierte Dumnezeu, care migrant va trece prin, va intra în România ca să intre în Ungaria, să ajungă în Austria. Deci nu stau în picioare argumentele lor absolut deloc. Toate țările... E un joc politic, așa cum zicea și domnul Costea, e un joc politic murdar, jucat de către un stat care... N-am avut niciodată o părere foarte bună despre austrieci. Bun, dar acum să înțelegem sau să înțeleagă și telespectatorii, de ce își bagă Rusia coada sau... Cum? Dar Rusia dorește, Rusia ce bun, vrea, acum ce putem, urmărește Rusia prin intermediul Austriei? Sau cum poate, cum putem noi spune? Eu nu pot că să afirm așa cum a afirmat colegul meu de platou, nu am informațiile, nu pot să spun că e mâna Rusiei la mijloc, dar orice destabilizare la nivel de Uniunea Europeană, orice relație tensionată, inclusiv la nivel diplomatic între două țări a Uniunii Europene, este un punct în favoarea Rusiei. Clar. Da. Deci orice mijloc prin care se poate destabiliza o relație între două state, o chestiune bună pentru Rusia până la urmă. E un pas mic. Au interese evidente și vector prin intermediul cărora își manifestă mai direct sau mai invizibil, mai discret sau mai pe față interesele.
jocul Rusiei nu s-a terminat în cadrul Uniunii Europene, pentru că ei nu doresc o Uniune Europeană stabilă și nu doresc un spațiu Schengen care să ducă rapid la tot schimbul și fluxul de informații care vine în plus față de ceea ce există astăzi din partea unor țări cum sunt Bulgaria și România. Inclusiv ideea aceasta de apropiere într-o anumită perioadă față de Bulgaria poate să conteze în interesul strategic pe care Rusia îl are în a destabiliza pe cât posibil, mai puțin sau mai mult, Uniunea Europeană. Ei nu doresc un vecin puternic, ei nu doresc un vecin care să sprijine fără implicare în război un stat pe care ei l-au agresat. Ei doresc o Europa unde să existe discuții și disensiuni, pentru că în acele condiții, la nivelul Uniunii Europene, există permanente negocieri și, vorba aceea, când avem de negociat, suntem ocupați. Ni se dă o jucărie, ca să mă înțelegeți. Dar, ca să revenim un pic la aspectele acestea, știți, președintele Klaus Iohannis și premierul liberal Nicolae Ciucă au avut un amplu program de activități politice cu cei care sunt liderii celorlalte națiuni europene în ultima perioadă. Și acest lucru este foarte lăudabil. S-a văzut rezultatul în cazul altor țări, cum sunt Olanda, Suedia. Se vede rezultatul prin sprijinul extrem de puternic pe care țara noastră îl are din partea Germaniei, a Franței și a altor state nemembre ale Uniunii Europene, dar membre ale spațiului Schengen, care sunt 4 la număr și sunt de acord cu integrarea României în spațiul Schengen. În plus, la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană, că tot au adus în discuție rutele acestea ale Balcanilor, și dacă, sper că lumea înțelege clar că nu există ruta Balcanilor de Est, ca pondere este total nesemnificativă. În schimb, avem ruta Balcanilor de Vest. Deci, dacă ajungem la această înțelegere, care este evidentă prin cifrele prezentate de instituții oficiale și nepolitizate și nepolitice, vom constata că la nivelul Comisiei Europene, ca să revin, s-a realizat și un plan de acțiune pentru controlul migrației pe ruta Balcanilor de Vest. Ruta Balcanilor de Vest, care include foste state ale Iugoslaviei, include Croația. Așa, include Albania și are o puternică inflexiune și în zona pe unde a fost colegul nostru în vizită în perioada recentă, da? Pentru că este o proximitate geografică. Deci există și de la nivelul Comisiei Europene pachet cu pași concreți stabilit pentru controlul migrației pe zona Balcanilor de Vest. Păi haide să-i stabilizăm, să-i calmăm un pic pe austrieci. Dacă există un pachet într-o zonă unde avem probleme mari cu migrația, într-adevăr, și o zonă unde nu există la propriu zis migrație, cum este zona noastră, păi pachetul respectiv cu pași concreți și măsuri deja decise care trebuie doar implementate pot fi aplicate și dincoace, dacă va fi vreodată cazul. Dar eu nu cred că va fi cazul. Pentru că, și aici intru un pic în zona ceea ce știu de la oameni de specialitate din domeniu, inclusiv tehnic vorbind, tehnic, cu aparatura de pe frontieră și așa mai departe, România are aparatură tehnică mult peste nivelul cerut de standardele tehnice Schengen. Repet, România are inclusiv pe zona aceasta o pregătire, și nu de azi de ieri, repet, mult mai bună decât au alții. De la oameni din domeniu, care știu ce vorbesc. Este posibil ca Austria, când se referă la migrație, să se refere la
populația din Ucraina care intră în Europa. Da, oare la populația alți din... Alți migranți, nu știu, la... Stați o secundă să clarificăm, sau... pentru că va trebui să întrebăm pe români oare, noi considerăm migranți. Pe, păi la asta m-am gândit și eu, că alții nu pot identifica, nu prea pot să identific alți migranți. Sau poate că vor să-i facă migranți și pe românii noștri care sunt păi acum probabil, cetățeni. Ziceau acolo, că au 75.000 de migranți și asta e o problemă reală. Sunt sute de români care stau pe acolo. Statul austriac, la fel ca statul german, îi sprijină. Statul român nu. Adică îi sprijină cu 5 lei. Ei dau vorba, 100 de ori mai mult. Nu? Nu-i vorba de... din punctul meu de vedere, orice migrant, și o chestie normală până la urmă, tendința lui este de a se orienta către un stat dezvoltat economic, unde poate să ducă o viață mai bună. Evident că am făcut și noi cente, dacă ții minte. Pe da, la sunt, dar că mai sunt. Nu sunt. Stăteau. Veneau, stăteau 4-5 zile, după care plecau. Și plecau. Încercau să treacă granița. Calea vestului. Dar cei care ajungeau în România, ajungeau occidental. Mulți erau triști, plângeau că au ajuns în România și nu au ajuns în altă țară unde li s-a promis că vor fi duși. Discutăm de state Schengen, vorbim de Grecia, care au avut o reală problemă. În urmă cu câțiva ani, să nu uităm că nu înregistrau migranții, practic îi conduceau prin țara lor, îi conduceau să iasă să se îndrepte către vest, cu procese la CEDO. Și vorbim de un stat care este în momentul de față un stat Schengen, nu un aspirant la Schengen, precum e România. Da, austriecii intră în niște discuții penibile și doar o paranteză scurtă fac. Pe lângă acele sume care sunt niște sume care n-au legătură cu traseul migrației din România, ei ce mai vor de la noi? MCV-ul s-a recomandat să fie ridicat. Sunt îndeplinite criteriile respective după foarte multă vreme de umilință în anumite situații. În Comisia de la Veneția, să se lege de justiție, nu mai pot pentru că s-a confirmat că s-au respectat recomandările făcute în timp odată ce guvernul liberal a aprobat actualul pachet de lege ale justiției. Ce le mai rămâne? De aceea lumea se gândește automat la investiții, pentru că rămâne numai partea asta. Păi nu, alte argumente nu sunt. Vor sta goi în fața Europei. Se vor face de rușine în condițiile în care ei nu-și explică poziția ambiguă. Măcar de la ruși știm ce să ne așteptăm. Păcate, va trebui să identificăm metodele și instrumentele prin care să-i putem să le deschidem ochii sau să-i constrângem în a avea o poziție cel puțin normală în relația cu noi. Rău a fost făcut. I-am primit cu brațele deschise, am privatizat pe bani mărunți economia românească și acum suntem într-o poziție total alta decât, sau sper să fim într-o poziție total alta decât am fost la momentul când ei au început să vină să investească în România. După ce, bineînțeles, zeci de ani de zile s-au folosit de resursele naturale ale României. Asta e... cu știrea guvernului român. Nu s-au evident, folosit. Evident, cu... se pune problema. Păi nu le-au furat. Le-au cumpărat la bani. Cu știrea conducătorilor României de-a lungul timpului, de fapt. Sigur. Și exact ce spuneai tu, da. Susținem investițiile private, străine, da. Private, că da. Sunt foarte binevenite și de multe ori ignorăm investitorii români care se chinuie și trăiesc de pe zi pe alta. Da. Ei, acum ne-o plătesc, austriecii, se pare. Da. Cum stăm noi ca investitori români, cu atragerea de fonduri europene? Momentan discutăm de o nouă programare care va intra probabil începând de anul viitor. Vorbim de noi programe de dezvoltare care vor veni banii pe diverse axe. Evident, pachetele financiare au fost diminuate, dar în schimb avem PNRR-ul care compensează cumva. Chiar discutam zilele trecute cu colegii mei, programul național, programul național strategic, fostul program național de dezvoltare rurală, se pare că e în curs de aprobare, deja se discută de un calendar al lansării măsurilor pentru anul viitor. Sumele sunt mai mici. Deci
față de ultimul program, dar nu vor mai fi ca și noutate, nu va mai fi un sprijin substanțial pentru publici, pentru primării, deci probabil că primăriile din mediul rural se vor baza mai mult pe programe guvernamentale, naționale. Tocmai asta a fost și poziția comisiei. V-am ajutat să ajungeți la un nivel aproximativ egal cu statele membre, dar acum ar trebui să fie și contribuția statului român în programele naționale de dezvoltare. Da? Deci elementul ăsta, rămân câteva componente, dar nesemnificative față de ce a fost înainte, dar în schimb avem PNRR-ul care, dacă va fi folosit, eu zic că e un sprijin real în dezvoltarea statului român, mai ales că suntem în situația în care bugetele naționale sunt cum sunt, destul de sărăcite, și aici nu vorbesc doar de România, ci vorbesc de toate statele membre. Totul va consta în capacitatea instituțională de a absorbi aceste fonduri. Și nu am greșit când am zis instituțională, pentru că consider că de aici vine totul. Deci sete de accesare a fondurilor europene deja există în România din mediul privat. Adică sunt proiecte făcute. Sunt proiecte făcute. Păi sigur. Sunt proiecte mature. Evident. Și experiență. Există deja și o experiență. Sete de accesare există. Acum toată treaba e să facilităm noi la nivel instituțional absorpția acestor fonduri europene, fie că vorbim de fonduri europene sau de PNRR. Bun, PNRR-ul e oarecum diferit, să zic așa, dar există asemănări. PNRR-ul e undeva între a accesa fonduri europene, respectiv fonduri guvernamentale. E undeva la mijloc, da. Să zic așa. Deci e mai ușor decât fondurile europene. Este mai ușor, dar încă o dată depinde foarte pentru mult de... Pentru că sunt banii țintiți pe anumite domenii. Păi banii de PNRR îi avem, practic. Da. Banii din fonduri europene trebuie accesați, adică trebuie cheltuiți. Bine, și PNRR-ul la fel. Chestia e la nivel instituțional. Dacă legislativa a reușit să relaxăm puțin această procedură de accesa fonduri europene și nu numai, mă refer aici și la legislația privind achizițiile și, mă rog, alte domenii unde am reușit să complicăm foarte mult lucrurile în decursul a 15-20 de ani de când avem experiența asta. Dacă o să reușim să relaxăm puțin aceste domenii, eu sunt convins că România are capacitate de acces la fonduri europene, plus că există în economie o grămadă de domenii care chiar au nevoie de fonduri europene în a se dezvolta. Și aici mă refer în primul rând la infrastructură, unde cred că dacă am cheltui banii din PNRR și Programul Național Transporturi, probabil că am fi țara din Europa cu cea mai mare creștere din acest punct de vedere, dar fiind faptul că nu prea avem infrastructură. Deci ne-am face-o. Doar aici, încă o dată, capacitatea statului. Să nu uităm că am avut sute de milioane de euro la dispoziție pentru a ne pune la punct infrastructura rutieră și n-am fost capabil să accesăm banii care erau acolo. Unii invocă legislație, alții incompetență. Concluzia este că nu avem încă nici acum acele autostrăzi pe care trebuia să le avem de cel puțin 10 ani. Dacă vom continua așa, nu va fi bine. Dar eu sper că încet, încet ne vom trezi și vom putea să facem niște pași importanți în sensul ăsta. Legat de fondurile europene? Da. După cum se știe, pentru noi, pentru liberali, fondurile europene au fost și sunt o prioritate. O prioritate care vine din două elemente fundamentale. Primul este doctrina noastră, care sprijină dreapta puternic. Și dreapta înseamnă o zonă a IMM-urilor, a profesiilor liberale, unde, după cum se știe de oameni care cunosc bine domeniul,
a existat o efervescență și în continuare există o grămadă de proiecte pregătite pentru ca să se acceseze fondurile. Și o a doua linie care provine din viziunea noastră de dezvoltare macroeconomică, ce se bazează pe investiții. Și investițiile acestea nu se realizează doar prin simple bugete municipale, comunale, județene sau cel național, ci și prin fonduri europene. Aici doresc să intru iar într-o defalcare a subiectului, pentru că urmează să vorbim și despre buget. Și oamenii vor constata, alături de componentele de sprijin a populației, care sunt deja cunoscute în privința majorării salariului minim, în privința creșterii punctului de pensie, și faptul că România va avea bugetul cu cea mai mare alocare pentru investiții din istoria post-decembristă, o pondere remarcabilă, o valoare de 112 miliarde de lei, vorbim de niște sume extraordinar de frumoase, o pondere de 7,12% din produsul intern brut, este cea mai ridicată valoare care România a avut vreodată destinată pentru investiții. Acestea din bugetul național vor fi dublate de investiții care vor fi realizate de către autoritățile publice, centrale și locale pe zona fondurilor. Dar practic aici în cele 7,2% sunt cuprinse și programele Angel Zalignii, cum ar fi. În 7,2% vor fi cuprinse, atenție, investițiile finanțate din buget. Da. Nu investiții finanțate din PNRR sau investiții din fonduri. Da, Angel Zalignii nu e din PNRR. Nu e program guvernamental. Depinde, este și multianual, deci lucrurile trebuie să fie privite altfel, că Angel Zalignii este multianual. Da, har Domnului, există și există datorită insistenței Partidului Național Liberal și acest Angel Zalignii. Fondurile europene, repet, vor fi utilizate alături de cei pe care noi ne dorim să-i reprezentăm, dreapta românească, oamenii care se bazează pe muncă, pe munca lor, pe companiile lor, pe profesiile lor, ca să meargă înainte în viață, vor fi utilizate fondurile europene și de către administrația publică, pentru că eu pot constata, și aici dați-mi voie să laud primarii și pe consilierii locali, pe cei mai mulți din această țară, deși rezultatele cele mai bune le avem din partea liberală, dar eu îi laud pe toți, deoarece administrația publică românească s-a adaptat vremurilor. Și atunci când eu vorbeam și adinaur de subiectul acela de o altă realitate în România, putem să luăm în acest peisaj de evoluție frumoasă a țării noastre și o profesionalizare față de ce exista în urmă cu ani de zile a celor care lucrează în aparatul public și cu fondurile europene. Pentru că astăzi, când se discută de un proiect și există niște idei, sunt oameni în cele mai multe unități administrativ-teritoriale sau autorități publice, în general, care știu cum să facă un proiect, care știu ce înseamnă ideea unui proiect, știu cum se folosesc banii și cum se urmăresc etapele care intervin după ce se investesc prin... Cum se completează formularele, că aici e marea problemă. Da, da, astea se învață. Scuzați-mă, și eu la, la firmă, când am avut la noi, avem câteva proiecte europene câștigate, vă spun sincer, la început semnam teancuri de hârtie. Nu m-a deranjat. Dar eu spun la început. Dar nu m-a deranjat. Ce să mă deranjeze că am făcut pentru mine ceva? La fel trebuie să gândească și cei care lucrează în administrația publică. Își fac treaba. Păi semnăm pentru că trebuie. Acum s-a redus birocrația. Fondurile europene vor fi accesate. Avem în momentul de față și chiar mă bucur că am ocazia, dacă tot ai deschis subiectul, o serie de documente care trebuiau prezentate. Deci beneficiarul mergea și umbla pe la instituții să le obțină. Avem noi acces la multe baze de date, cazier judiciar, ONRC, documente care le scoatem. Mediu. La mediu? Mediu nu. Nu chiar la toate, dar sunt mai multe, sunt o serie de documente. Da. Nu pot, de exemplu, eu să am acces la extrasul de cont pe care mi-l prezintă beneficiarul prin care dovedește cofinanțarea. Dar cazier judiciar, certificat de atestare fiscală, deci o serie de documente publice. Documente publice, noi avem acces, noi practic le scoatem în numele beneficiarului. Mai mult decât atât, totul se întâmplă electronic, deci se încarcă
Corect. Cererea de finanțare pe platformă, cu user, nu mai omorând copaci, îi lăsăm pe austrie să o facă. Practic am reușit să ținem pasul din punctul ăsta de vedere. În schimb, mă bucur mult că colegul de platou a deschis subiectul și poate la nivel politic va reuși să influențeze primarii care au dreptul la consilier, nu? Au consilieri personali angajați, așa. Ar fi o mare realizare dacă bună parte din acestea ar fi oameni cu expertiză în zona asta a accesării fondurilor europene. Una dintre cele mai mari probleme care le întâmpină UAT-urile din România este că nu își permit să angajeze personal calificat. Sau o firmă. Angajează o firmă care cu să firma, facă... Cu firma e ok, pentru că practic costurile de consultanță sunt eligibile. Așa fac firmele private, lucrează cu firme de consultanță. Da, dar ai nevoie în primul rând de o persoană care să știe să scaute sursa de finanțare, să aibă cunoștințe măcar generale în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene, scrierea unui proiect. Da, dar această persoană nu va rămâne un angajat al primăriei. Poate fi consilier al primarului, poate fi plătit de către primăria respectivă, este consilier al primarului pe mandatul exercitat de primarul în funcție și de bine de rău ai noștri duc 2-3 mandate primari, nu se lasă la primul. Și atunci, în situația asta, pot și au posibilitatea să angajeze o persoană care să aibă cunoștințe pe un salariu frumușel. Ar fi un mare ajutor. Noi discutăm de multe ori cu primarii și întâmpină această problemă. Tu încheie un contract cu o firmă de consultanță care are obligația contractuală să scrie proiectul. Ce te faci dacă acea firmă de consultanță la un moment dat te abandonează? Că am avut și situații de genul ăsta. Ei, atunci tu, neavând cunoștințe în zona asta, ar fi să pierzi toată finanțarea. Dacă acum reacția probabil va fi să-i dea în judecată pe consultanți, bun, și un proces asta durează până atunci noi facem sigur. Mireteu, luăm banii înapoi, treaba se termină. Da. Deci e foarte important și uitați să vă dau un exemplu, cel mai nefericit exemplu din satul mare, Călineștiu, acum câțiva ani, da. Când tot așa a fost practic, cred că singura primărie în insolvență din România, pe un proiect finanțat din fonduri europene, pe o dublă finanțare. Mi-a primit dublă finanțare pentru același proiect. O sumă pe care noi am recuperat-o și care a dus până la urmă primăria respectivă în insolvență. Dacă la momentul respectiv exista un consilier care să-i spună primarului, primarul nu din reavoință, pur și simplu din neștiință. Dom'le, vedeți că în declarația asta e un punct acolo care scrie că lucrarea nu a mai beneficiat de altă finanțare decât cea care se solicită. Semnătură ca primarul, la un moment dat s-a descoperit problema. Dacă era cineva, o persoană calificată, care să-l tragă de mânecă pe primar la momentul respectiv, nu se mai întâmpla problema asta. Și se putea rezolva. Noroc că mi-a venit colegul acolo să ducă lucrurile pe direcția bună, să se clarifice lucrurile. Doar să reușească să facă o majoritate în... Va reuși și vom reuși împreună. Mult succes! Mulțumim. Da, deci astea sunt, aici e problema. Firmele de consultanță ar trebui încurajate. Din păcate, în satul mare sunt mai puține decât în județele limitrofe. E un factor mai mult decât important. Fermierul nu știe să scrie proiecte. Nu numai fermierul, până la urmă și omul de afaceri. Da, nu știe să scrie proiecte, nu-i treaba lui. Treaba lui să se ocupe de managementul firmei. Ei, trebuie să înveți, trebuie să existe firme de consultanță active, chiar spune chiar agresive pe piață, în sensul în care să ducă o politică în a-și căuta clientelă. E interesul lor pentru că și au banii, e interesul nostru, crește absorpția, e interesul privatului care obține finanțare și toate lucrurile se aliniază. Ei, din păcate în satul mare nu că n-ar fi. Dar firma de consultanță trebuie să ducă o politică agresivă? Păi ca un privat, ca orice privat. În sensul în care, să vă dau un exemplu, firme de consultanță din Bihor, mergem pe teren și într-o localitate, avem 5-6 proiecte, au aceeași ștampilă. Au aceeași ștampilă de PFA. Au setul, aceeași culoare de dosar.
De ce? Pentru că firma de consultanță, când intră în localitatea respectivă, nu iese până nu are 5-6 clienți. Da. A dus verișorul, a dus ăla, a dus pe ăla, oameni din comunitatea respectivă. Deci asta înseamnă, până la urmă, asta înseamnă să fii agresiv în piață. E, în satul mare, nu, repet, nu vreau să se supere colegii, că le pot spune și colegii din consultanță, dar am văzut diferența și o discrepanță mare între satul mare și județele limitrofe. Și e un factor determinant. Noi, dat fiind faptul că există această, nu știu dacă pot să o numesc problemă, dar acest minus pe care îl avem, trebuie să promovăm noi mai mult sursele de finanțare ca să compensăm. Noi avem target. Deci noi avem target ca orice bancă, ca orice privat. Noi avem un target care trebuie să realizăm. Și targetul e un clasament și suntem foarte mândri când noi, ca și județ, suntem undeva acolo mai sus în clasament. Bun, dar practic nu depinde de instituția dumneavoastră numărul de dosare pe care îl primiți. Nu depinde în mod direct. Indirect poate să depindă. Pentru că, până la urmă, și noi vindem un produs. Fonduri europene. Da. Haideți, fraților, și luați-le. Dacă nu ne facem auziți, și ne putem face auziți în mod direct sau prin intermediul acestor consultanți, noi am mai avut acțiuni de promovare în județ cu ajutorul primăriilor, care au conștientizat importanța absorbției fondurilor europene, și cu ajutorul galurilor, grupurilor de acțiune locală. Am mai avut acțiuni de promovare în județ. Din păcate, anul trecut nu am avut timp fizic să facem aceste acțiuni, pentru că am avut un număr de dosare foarte mare și atunci am considerat că nici nu e necesar. Da, oricum aveam... Aveați dosare în lucru și nu mai aveați loc de altele. Undeva la 100 și ceva la sută dosare depuse pe măsura respectivă. Și atunci am considerat că nu. Dar sunt momente în care și sunt anumite măsuri care se finanțează mai noi, care nu sunt cunoscute, și care trebuie promovate, că nu avem control. Asta este la noi, Programul Național Strategic, sau fostul PNDR. Aici e o altă problemă, e o diferență majoră între modul de a accesa anumite programe. Aud foarte mulți nemulțumiți pe programele de la mediu, de exemplu, cu Casa Verde. Nu le cunosc, dar... sistemul este ușor diferit. Nu, la Casa Verde e o foarte mare problemă, pentru că sunt mii de dosare și nu pot fi procesate. Și noi avem mii de dosare. Da, colegul meu, Alin Seserman, secretar de stat la Ministerul Mediului, cred că v-a povestit subiectul și măsurile pe care le-a propus. Sper că și... Păi acum, una dintre măsuri era externalizarea serviciului, că nu mai ai cum să faci. Da, vedeți, mai trebuie să înțeleagă și ministrul de la UDMR subiectul acesta. Asta e viața. Bine, avantajul nostru este că noi suntem o agenție, practic. Mediul nu are, să zic așa, o agenție specializată. E ceva tot în cadrul ministerului. E Agenția Fondului de Mediu. Este Agenția Fondului de Mediu, care mă gândesc că e nou înființată, adică are câțiva ani, că nu poate fi și probabil că nu se ridică nici pe departe la numărul de personal care îl avem noi la FIR. Da. Încet, încet vor face și ei pași. Programul operațional regional este administrat, oarecum gestionat, oarecum altfel. ADR-urile, dacă ați auzit. Păi, ei nu sunt agenție în subordinea Ministerului Dezvoltării. Sunt o entitate așa, mai între privat și stat oarecum. De asta spun că și aici, astea s-ar putea, adică s-ar putea lua practic varianta cea mai bună și, pe exemplu, variante cele mai bune, să zic așa, să se organizeze la nivel național tot ce înseamnă... Agenția de Dezvoltare Regională, de fapt, este un tampon între Uniunea Europeană și UAT-urile din zonă. Că pe și noi program acum... operațional regional. Da, da. Pe aceste, deci pe acest canal. ADR-ul, da. ADR-ul este un fel de CR6, care îl aveți aici vis-a-vis. Da? Și Centrul Regional 6 Satul Mare, practic, este o entitate care are în subordine OJ-urile din regiune. Cred că județe. Este singura reprezentare regională pe care ne mândrim să o avem la Satul Mare.
La fel este și ADR-ul Cluj. Doar că ADR-ul la Satul Mare are 2 angajați. AFIR-ul la Satul Mare are 18. Da. Noi suntem 18. A, deci asta e diferența. Dar aici ar trebui, din punctul meu de vedere, treburile sunt atât de simple dacă s-ar consulta oamenii care lucrează în domeniu. Că da. Vorbim de consultanți, că vorbim de beneficiari, că vorbim de specialiști angajați la stat. Dacă acești oameni ar fi puși la masă și ar fi consultați în permanență, eu consider că lucrurile s-ar putea simplifica. Eu văd lucrurile chiar și mai simplu. Dovada, așa cum am spus-o, colegii care conduc primării de mare succes în această țară și consilii județene, liberali, pentru că atunci când știi ce vrei să faci și ești determinat, te duci la cei care se ocupă de subiect sau la consultanți și le spui și realizezi conceperea proiectului respectiv, scrierea, urmărești aprobarea și după aceea implementarea și aștepți și monitorizarea, care este normală și evidentă. Deci cine vrea cu adevărat să facă treabă, poate să facă. Avem dovada Bihorului și a orașului, municipiul, reședință de județ Oradea. Avem dovada județului și a municipiului, reședință de județ Cluj-Napoca. Avem prin Alba, avem peste tot în Arad, unde avem iarăși colegii noștri liberi. Se vede că există succes. Dar avem, domnul Costea... În Maramureș, colegul nostru, în Sălaj. Avem în Satul Mare. Ce să ne uităm în... Vă dau eu exemple din Satul Mare, pe cifre, dacă vreți. Știu. Avem Odoreu, care a accesat... Un exemplu la, de exemplu, la, pe fostele programări, au undeva la vreo 4 sau 5 proiecte. Eu vorbeam doar de avem chestii Carei, mai mari. Carei, la un moment dat... Acum, eu nu discut doar de o anumită coloratură politică. Eu iau concret și pot să vi spun pe cei mai buni și pe cei mai slabi. Avem Careiul, care la un moment dat avea un grad de absorție mult peste municipiul Satu Mare. Deci unde primarul a reușit să-și facă o echipă sau să adune pe lângă primărie firme de consultanță serioasă, s-a făcut performanță. Dar avem și primării în Satu Mare care n-au accesat niciun proiect finanțat din fonduri europene. Nu o să vă spun cine că vă spărați. Dar există, pot să vă spun că există. Cert este că se pot face lucruri minunate cu fondurile europene și acestea sunt, până la urmă, un plus față de buget. Bugetele fiind elemente care provin din... Bun, dacă vorbim de buget, deci public, ajungem să discutăm și de bugetul României. Există un proiect de buget. PIB-ul sau proiectul de buget este construit pe un PIB de 1552 de miliarde de lei. Ați amintit că 7,2% din acest PIB va merge pe investiții, însă la educație stăm foarte prost. E 2,1% din PIB. Cel mai mic din istoria recentă. Haideți să vă spun un față punct. De 2,28. Da, 2,28 și față de 6% din PIB cât cer de 30 de ani sindicatele din educație. Vă pot spune cu exactitate suma alocată Ministerului Educației, care a crescut cu un procent de 7% și este de 32 de miliarde. E 32 de miliarde. Ceea ce, ca să fac o paranteză și să înțeleagă lumea, în România avem o mare problemă că se face o separare între Ministerul Educației și Ministerul Cercetării. Odată se pun la un loc, o altă dată se separă. Da. Din punctul meu de vedere, ca să vă spun clar, dacă eu aș fi... pe zona de prim-ministru, să spun, nu aș accepta separarea. Educația și cercetarea sunt domenii care merg absolut mână în mână și trebuie să fie sub umbrela unui singur minister. Ca atare, eu aș judeca această sumă adăugând și cele peste 3 miliarde care sunt alocate Ministerului Cercetării. Și o spun treaba aceasta pentru că la Ministerul Cercetării, foarte important de altfel, a crescut bugetul cu 70%. Atenție! 70%! Domnul coleg Sebastian Borduja, de la noi, de la Partidul Național Liberal. Noi vom avea, practic, un buget al educației în ansamblul său mai bun decât am avut cu alte ocazii. Problema este că cifrele se judecă strict pe Ministerul Educației, dar care nu mai include componenta de cercetare. Din acest motiv, eu personal repet,
nu aș fi de acord cu această separare doar ca să fie încă un minister în plus la negociere. Sub nicio formă. De ce? Pentru că noi avem un proiect care este și o viziune pentru viitor necesară, România educată, pe care trebuie să o ducem la îndeplinire. Și o România educată fără cercetare nu se va putea realiza. Plus că în domeniul cercetării se fac foarte multe chestii pozitive. În ziua de astăzi, să știți că în România se va realiza un amplu centru care ține de trendurile viitorului, inclusiv în domeniul economic, un centru de cercetare pentru dezvoltarea chipurilor, zona de semiconductor, să știți că este cea mai importantă zonă de dezvoltare în viitor. Chiar acum ascultam că cea mai importantă companie din lume, care este taiwaneză în domeniul acesta, da, face o investiție de 40 de miliarde de dolari în Arizona și nu este singura din Statele Unite și este doar una dintre investițiile multiple pe care le face în lume. Aici e partea sensibilă între China, Taiwan, Statele Unite, da? Taiwanul, ca să înțeleagă lumea, de Taiwan depinde 70% din tot ceea ce se întâmplă în lume în momentul de față. Repet, 70% din economia globală depinde de Taiwan, ca să înțeleagă lumea importanța acestei economii. Aceste și nimic, țări micuțe în coasta nimic Chinei, în lume aflată în este coasta Chinei, da, micuță fizic, dar mare, da, economic și vorba aceea mare la sfat. Haideți să mergem înapoi la bugetul României. Educația, spuneați că are puțin, dar da, să o judecăm împreună cu cercetarea și lucrurile sunt echilibrate. Două aspecte fundamentale. Bugetul va merge pe creștere economică. O creștere economică, știu că unii spun că este bazată pe consum. Și nu, este bazată pe investiții care vor fi cele mai mari din istorie, pe consum în creștere, pe investiții în creștere și pe un grad de utilizare al fondurilor europene în creștere, ceea ce este un aspect pozitiv. Preconizăm astăzi un 2,8% creștere economică pe anul viitor, asta în ciuda contextului geopolitic, economic european, economic internațional extrem, extrem de dificil. Noi, România, vom dovedi că avem capacitatea de a crește economia acestei țări și în perioada viitoare, care tot o perioadă dificilă va rămâne. Inflația se va estompa începând de anul viitor. Nu guvernul face inflația și nu guvernul o stăpânește. În schimb, colaborarea dintre guvern și BNR, BNR-ul fiind în sarcina și cu responsabilitatea politice monetare, colaborarea este excelentă în guvernarea liberală. Și aici dați-mi voie să laud și pe ministrul finanțelor, domnul Căciu, care înțelege mecanismele și împreună cu premierul României și cu domnul Nicolae Ciucă, care este și președintele partidului meu, au o colaborare excelentă cu BNR-ul. De aceea îmi permit să spun că aceste cifre vor fi poate chiar depășite în perioada anului următor. Bugetul este unul echilibrat. Noi nu am putut să ne hazardăm să facem ceea ce este imposibil. Există presiunea de a diminua deficitul bugetar, care ne-am asumat-o în urma perioadei din anul 2020, când la nivel internațional s-a agreat o depășire a standardelor normale a ceea ce înseamnă deficit, și iată că vom ajunge pe un deficit cash prognozat de 4,4% în scădere, ceea ce înseamnă că noi ne ducem în direcția promisă și asumată de țară, vom avea bugetul crescut prin venituri care vor fi mai mari decât le-am avut în acest an cu 14%, cheltuielile, în schimb, se vor duce în sus doar cu 10%. Și vom avea creșterea aceasta economică pe care s-a construit bugetul de 2,8%. Asta în contextul în care s-a discutat despre un document modificat, cod fiscal, din perioada de vară, pentru ca să nu se producă surprize de Crăciun nimănui, ci să existe predictibilitate. În contextul în care noi am agreat majorarea veniturilor populației și prin acceptarea unei creșteri a salariului minim pe economie și prin majorarea punctului de pensie, în contextul în care noi vom realiza cele mai mari investiții publice din România, care vor genera locuri de muncă, bunăstare și mișcare, pur și simplu a circuitului economic. Și mai mult decât atât, aceste valori crescute la investiții garantează
menținerea unei lichidități predictibile de către companii, pentru că ce înseamnă banii de investiții din bugetul public? Scoaterea la licitație a unor lucrări sau achiziții a unor active pe care le realizează autoritățile publice, dar cine fac lucrările, cine execută serviciile, cine le dau? Mediul privat. Și atunci vedeți cum se transpune prin procent mai mare mediul privat din România. Bineînțeles, dar pentru ca aici să asigurăm lichiditate, predictibilitate, trebuie să alocăm și banii. Și noi asta am făcut. Da, deci totul e rost și bine. Deci nu este rost și bine, este greu și echilibrat și da. Stabil și predictibil. Un comentariu, domnul Ciocan, nu avem prea mult, 5 minute la dispoziție. Domnul Costea, sună extraordinar de bine ceea ce spuneți. Foarte, chiar mi-am adus aminte de momentele din scurta mea carieră politică, când eram și eu foarte încrezător. Mi-ați dat niște cifre la fix. Dar eu zic că e bine să fim optimiști, e foarte bine și optimismul trebuie să vină de la dumneavoastră, practic, că reprezentați un partid din guvernare. Principalul. Să-i spune și principalul. Chestiunea este că sunt foarte multe elemente care, până la urmă, vor putea influența cifrele date de către dumneavoastră. Vorbim de un preț pe energie necunoscut. Vorbim de o lipsă de predictibilitate, o chestie foarte importantă pentru mediul privat, apropo, și foarte importantă de tot ce ține de creșterea economică a unei societăți, până la urmă, prețul pe energie. O zonă în care predictibilitatea este zero, nu există în momentul de față, nimeni nu cunoaște, există niște proiecte legislative care se schimbă de la una la alta, facturile se anulează, banul vin, furnizorii de energie nu mai știu cum să factureze. Nu știu, alții pleacă, alții dau faliment. Astea sunt niște chestiuni foarte instabile. Ei au reacționat corect la momentul respectiv, mărind prețurile, asigurându-se că nu vor muri. Bineînțeles, populația a avut de suferit. Ei, lucrurile astea, ceea ce ne spuneați adineaur de această creștere economică a României, eu aș putea să o cred atunci când o să înceapă să existe o predictibilitate pe ce înseamnă costul de energie, pe ce înseamnă programele financiare aprobate pe care le va avea România în următoarea perioadă. Legat de cercetare, educație, nu pot să fiu întru totul de acord cu dumneavoastră. Avem peste 50% din populație, vorbind de un fenomen al analfabetismului funcțional, da. Ceea ce nu mă poate duce cu gândul la cercetare, ci mă duce cu gândul la acei copii care nu se pot bucura de o educație încă din vârsta fragedă. E un domeniu care, zic eu că, din păcate, toate guvernele, în momentul în care s-a tăiat de undeva, s-a tăiat de la educație, pentru că toți au considerat că impactul este cel mai scăzut. În schimb, cea mai bună investiție pe care poate să o facă un popor e în copii, în educația lor. Dacă ei nu sunt educați, nu știu cine o să ajungă să ne plătească pensiile. Sau să ne plătească. Astea majorate, da. De acum. Deci aici am fost puțin dezamăgit. În rest, pot să zic că cel puțin varianta de împărțire a bugetului e una decentă și data de 15 decembrie care e vehiculată ca dată în care se va aproba bugetul, e o chestiune foarte bună că să avem un buget aprobat înainte să intrăm în 2023. Chiar spuneți înainte să intrăm în spațiul Schengen. Dacă tot am vorbit astăzi. Da. Păi, să pe o notă probabil de optimism, că, probabil că e mai sigur să avem un buget în 15 decembrie decât să intrăm în Schengen. E obligatoriu să-l avem. Eu, din calendarul din mediul politic de la colegi pe care l-am, înțeleg că săptămâna viitoare parlamentarii vor sta la București la Parlament pentru ca să rezolve bugetul și asta este și bine. Chiar și vineri, de luni până sau de duminică seara până vineri. Inclusiv sâmbătă, dacă trebuie rămas pentru buget. E un document important a țării, o lege importantă, pentru că doar e o lege aprobată. Sunt salariații Parlamentului, să mă ierte Dumnezeu, să aibă și ei. Știu că n-au program de 8 ore, dar
trebuie să facă și ei sacrificiul ăsta acum, înainte de Crăciun. Având în vedere că urmează o vacanță oricum. Nu? Că bugetarii fac punte între Crăciun și Anul Nou? Sau nu. Se face? Noi lucrăm și pe 23 și pe 30. Cum, 26 liber. Că... 26 liber. Păi nu, 24, 25, 31, 1 e în weekend, sâmbătă-duminică. Deci atunci, nu avem nicio punte, nu avem nimica. Se lucrează. Deci cine nu vine la servici, nu vine pentru că și-a concediu, dar nu e... Nu se face punte între 26 decembrie și... Nu, chiar discutam cu colegii, nu știu ce s-a... Și anul trecut și anul ăsta, nebunie curată în luna decembrie. Nu știu de ce. Probabil că vorba aia românului să nu intru cu... datorii în anul care vine sau să intru cu treburile făcute, ne plasează dosarele beneficiarii să pe scape de ele, să nu rămână cu ele. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul Informația TV. Vă doresc succes. Să sperăm că vom intra în Schengen și vom avea și buget până la sfârșitul lunii decembrie. Doamne ajută! Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Numai bine!